Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, Delfinariul Constanța, vă așteaptă și în perioada de iarnă și în perioada de sărbători. Suntem închiși doar în prima zi de Crăciun și prima zi anului nou, pe 1. În rest, suntem deschiși, funcționăm. Vreau să explic ce înseamnă antrenamente și demonstrații. În timpul săptămânii avem antrenamente interactive unde merită să veniți, care nu înseamnă nimic mai puțin decât demonstrații, ci pur și simplu înseamnă un element educativ suplimentar. Deci aș putea spune că antrenamentele înseamnă mai mult decât demonstrațiile, ne apăsând pe spectaculozitate, ci mai mult pe transferul informațiilor către vizitatori, către dumneavoastră. Să aflați că sunteți în majoritate constanțeni ce e cu aceste animale, cum se înțeleg ele cu omul și cum comunică. Toate astea funcționează în zilele de luni și până vineri, la orele 11 și 15, cu denumirea de antrenamente cu delfinii. Vă invităm să le vedeți. Funcționăm pe timpul iernii. În weekend, adică în zilele de sâmbătă și duminică, avem demonstrații. Acolo elementul de spectaculozitate înlocuiește sau îl prevalează celui educativ, fiindcă am observat categoriile de vizitatori din weekend sunt de regulă cu copii mici, cu familii pe relaxare. Și vrem să transmitem o imagine relaxată a delfinarului în timpul în weekend și în timpul săptămânii o imagine cumva serioasă, o imagine de muzeu, o imagine de transfer de informații științifice. Vă așteptăm de luni până luni. Vă așteptăm în toate zilele săptămânii la noi la orele 11 și 15, ore la care performăm cu delfinii antrenamente, respectiv demonstrații.